Bine, m-am regăsit. Întrebarea precedentă a fost despre modulul lunar al misiunilor Apollo, singurul vehicul spațial de până acum care a coborât cu oameni la bord într-un spațiu extraterestru. Acum vă rog să priviți aceste două fotografii cu modulul lunar. Se vede foarte bine că are 4 picioare. Dar aselenizarea este o manevră care se face pe un teren departe de a fi perfect neted. Nu era mai bine dacă avea 3 picioare? Oare de ce a fost proiectat modulul lunar cu 4 picioare când ar fi fost în echilibru pe orice teren dacă ar fi avut doar 3 picioare? Răspunsurile pe care le-am primit mi-au amintit că de fapt există 3 motive principale care au dus la proiectarea modulului lunar cu 4 picioare, de fapt la reproiectarea lui, pentru că inițial a fost proiectat cu 3 picioare. Pe unul vi l-am spus în videoclipul precedent și îl puteți găsi și în Wikipedia. NASA a fost preocupată de riscul deteriorării unui picior în momentul aselenizării, ceea ce ar fi putut să fie foarte grav în cazul în care modulul ar fi avut doar 3 picioare. Am găsit în curte această machetă a modulului spațial lunar, nu prea fidel cei drept, dar mă poate ajuta în explicații. Este modulul lunar așa cum a fost proiectat inițial, cu 3 picioare. Gândiți-vă la cazul în care modulul după aselenizare ar fi fost înclinat considerabil cu un picior mai jos decât celelalte două. În acest caz, acest picior trebuie să țină aproape toată greutatea vehiculului lunar și dacă el ar fi suferit unele avarii în timpul aselenizării, situația ar fi devenit foarte periculoasă. În cazul configurației cu 4 picioare, sarcina suportată de fiecare picior este mult mai mică în stare înclinată, așa că riscul de rupere a unui picior este și el mult mai mic. Din acest punct de vedere, ideal ar fi fost ca modulul să aibă 5 picioare. În acest caz, el poate fi în echilibru chiar dacă unul dintre picioare nici nu mai există. Dar greutatea modulului lunar era un factor critic, ea trebuia să fie cât mai mică, așa că a fost aleasă configurația cu 4 picioare. Dar, așa cum v-am spus, în afară de acest motiv, mai există 2. Unul este acela că, deși 3 picioare asigură stabilitate pe orice teren, după ce modulul a aselenizat, chiar dacă terenul este denivelat, riscul de răsturnare este mai mare decât în cazul cu 4 picioare. Sigur, mă refer la cazul în care picioarele au aceeași lungime și fac același unghi cu verticala. Riscul de răsturnare este mare atunci când modulul este înclinat în așa fel încât 2 picioare sunt mai jos decât al treilea. Situație care este mai puțin periculoasă în cazul configurației cu 4 picioare. Și acum ajung la al treilea motiv, cel pe care am încercat să vi-l sugerez prin imaginile primei aselenizări, prin imaginile de la aselenizarea modulului Eagle. Modulele lunare cu care au aselenizat cei 12 astronauți care au fost pe lună sunt primele și poate ultimele vehicule care coboară pe o planetă sau pe un satelit pilotate de om. Atenție, nu spun asta deoarece aș crede că nu vor mai ajunge oameni în locuri extraterestre. Dimpotrivă, sunt convins că în câțiva ani vom asista la o nouă aselenizare cu oameni. Am vorbit despre asta în videoclipul Artemis din seria Știri din Știință. De asemenea, sunt convins că în viitorul destul de apropiat vom ajunge și pe Marte. Dar, de acum încolo, pilotarea la coborârea vehiculelor o va face un calculator și nu un om. Pe vremea misiunilor Apollo, acum mai bine de 50 de ani, calculatoarele erau foarte departe de ceea ce sunt azi și omul era mai bun decât calculatorul la pilotarea unui vehicul în condiții complexe, cum este cazul la coborârea pe un teren extraterestru. Neil Armstrong a fost cel care a pilotat modulul Eagle la aselenizare. Dar în viitoarele misiuni cu echipaj uman, nu va mai ști nimeni să piloteze vehiculul de coborâre, deoarece nu mai este nevoie.
vehiculul poate fi pilotat de calculator și calculatorul face acest lucru azi mai bine decât omul. De fapt, nu m-aș mira ca peste 50-70 de ani să nu mai știe nimeni să conducă un automobil. Cu parcarea deja unii au probleme. Dar asta este altceva. Acum, poate vă întrebați ce legătură are numărul picioarelor unui modul de aselenizare cu faptul că este pilotat de om. Un om nu poate stabiliza întotdeauna perfect un vehicul cu reacție la coborâre. Dacă nu mă credeți, gândiți-vă că un om nu poate face niciodată ceva perfect. De aceea, la coborârea pilotată de om, vehiculul are, în momentul în care atinge solul, atât o viteză pe verticală, trebuie să aibă o viteză pe verticală, coboară, nu? Dar se întâmplă de obicei că mai are și o viteză pe orizontală, pentru că, așa cum v-am spus, un vehicul cu reacție este foarte greu de stabilizat. În momentul în care se înclină într-o parte, începe să se deplaseze în partea respectivă. Puteți observa acest lucru în filmul primei aselenizări. Gândiți-vă ce se întâmplă în momentul aselenizării dacă vehiculul are doar 3 picioare și aselenizează cu o viteză pe orizontală măricică. Dacă acest lucru se întâmplă în această poziție a modulului, dacă viteza pe orizontală are această direcție, atunci în momentul aselenizării apare o forță de inerție foarte periculoasă, care în cazul configurației cu 3 picioare poate foarte ușor să răstoarne modulul lunar. Deci din cauza inerției, pentru anumite direcții pe care le are viteza orizontală față de poziția picioarelor, pericolul de răsturnare este foarte mare în cazul configurației cu 3 picioare. Și acesta este motivul la care m-am gândit când v-am spus că filmul aselenizării vă poate ajuta să-l găsiți. Dar am considerat corecte, bineînțeles, și răspunsurile care se referă la pericolul de răsturnare. Domnii Dumitru Antonie și Dan Luca Dijmărescu mi-au trimis răspunsuri în care vorbesc despre ambele motive, iar domnul Dumitru Antonie a făcut chiar și o analiză foarte frumoasă și interesantă legată de configurația picioarelor modulului lunar. Vă arăt imediat și cei interesați pot să o citească. Pentru a găsi răspunsul la întrebarea de azi, aveți nevoie doar de logică. E adevărat, vă mai poate ajuta și una dintre întrebările mai vechi din această serie, dar nu vă spun care, pentru că pentru unii întrebarea ar deveni prea ușoară. Presupuneți că lucrați într-un laborator de studii agricole, agronomice, și aveți două recipiente de plastic care conțin câte o buruiană, una singură. Amândouă buruienile fiind din aceeași specie. Și primiți un colet cu 9 flacoane pline cu lichide, dar cei care au expediat coletul au uitat să eticheteze flacoanele. Le dați un telefon, dar nu reușiți să aflați decât două lucruri. Primul, în unul dintre flacoane se găsește un erbicid care omoară buruienile pe care le aveți. Dar efectul este vizibil doar după 24 de ore. Și a doua informație, în celelalte 8 flacoane se găsesc soluții care n-au absolut niciun efect asupra buruienilor pe care le aveți. Și acum întrebarea. Cum puteți afla
în două zile, având aceste informații și doar două exemplare de buruieni, care este flaconul cu erbicid. Vă îndemn din nou să faceți un exercițiu de gândire și să încercați să găsiți răspunsul. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe vinerea viitoare!